Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. În nor luminos a arătat Duhul Sfânt și glasul Tatălui s-a auzit. Acesta este Fiul meu cel iubit, în care îmi aflu desfătarea. Pe El să-L ascultați. Lăudați să fie Iisus și Maria. Iubiți confrați, într-o preoție, preacucenice, Părinte Paro, Antonio, dragi persoane consacrate, dragă comunitate din Văleni, astăzi suntem câteva clipe împreună aici la dumneavoastră, ridicați pe acest, putem spune, munte, pe acest deal, ca să-L întâmpinăm pe Hristos în lumina strălucită a acestui soare. Dar Hristos este adevăratul soare care ne luminează, care ne dă curaj în lupta vieții cu acele momente dificile pe care le întâmpinăm, fie în ceea ce privește diferite necazuri, încercări, boli, lipsuri. Dar iată, Hristos ne-a chemat aici, așa cum i-a chemat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan. Și acolo, pe muntele Tabor, s-a schimbat la față înaintea lor. Să-L vedem pe Hristos cu ochii inimii noastre, să-L chemăm în casa noastră, să-L păstrăm la noi, pentru că numai așa, cerându-I ajutorul cu mare credință, într-o zi ne vom bucura împreună cu cei dragi ai noștri de împărăția lui Dumnezeu, de acel loc pe care Hristos ni l-a pregătit nouă tuturor. Un salut și pentru oficialitățile care sunt aici prezente. Un salut, o să zic, și din partea noului episcop, Iosif Păuleț, și a episcopilor noștri, care cu siguranță că se gândesc la dieceză, se gândesc ca dieceza și comunitatea dumneavoastră să meargă pe acea cale, ghidați de Iisus Hristos, Bunul Păstor. Cu acest gând, ne cerem iertare pentru a lua parte cu vrednicie la această sfântă liturghie. Mărturisesc lui Dumnezeu. Bata și unșiune, din vină, din vină, din prea mare vină, cu cerul pe Sfânta Maria,
pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, frate, facem cunosc cu celor care doresc să se spovedească, este un preot la spovadă în biserică. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Să ne rugăm! Dumnezeule, care prin neslăvita schimbare la fața Fiului Tău unul născut, ai întărit misterele credinței cu mărturia legii și a profeților și ai prevestit în chip minunat desăvârșirea tainei înfierii noastre, dăruiește-ne nouă slujitorilor Tăi harul ca, ascultând glasul Fiului Tău prea iubit, să ne învrednicim a deveni împreună moștenitori cu El. El care, fiind Dumnezeu împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, vețuiește și domnește în vecii vecilor. Lectura 1. Citire din cartea profetului Daniel. Eu, Daniel, am privit până când au fost stabilite niște tronuri și un bătrân s-a așezat. Hainele lui erau ca zăpada și părul capului său ca lână curată. Tronul lui era flăcări de foc și roțile lui foc arzător. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii slujeau și zeci de mii de zeci de mii stăteau înaintea lui. S-a așezat la judecată și cărțile au fost deschise. Priveam în timpul viziunilor mele de noapte și iată, cineva ca un fiu al omului venea pe norii cerului. S-a apropiat de bătrân și a fost adus înaintea lui. Lui s-a dat stăpânirea, gloria și domnia și toate popoarele, neamurile și limbile îl slujesc. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, ce nu va trece, și domnia lui nu va fi distrusă. Cuvântul Domnului. Thank you.
noi înșine am auzit acest glas venit din cer. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Petru. Prea iubiților, noi nu v-am făcut cunoscută puterea Domnului nostru Iisus Hristos și venirea Lui pe baza unor basme bine ticluite, ci pentru că am fost martori oculari ai măreției Lui. El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și mărire atunci când din partea gloriei mărețe a venit acest cuvânt: acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea. Noi înșine am auzit acest glas venit din cer când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și avem și mai sigur cuvântul profetic, la care faceți bine că luați aminte, ca la o candelă ce strălucește în loc întunecos, până când se va lumina de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Cuvântul Domnului. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus i-a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și s-a urcat pe munte ca să se roage. Și în timp ce se ruga, înfățișoara feței lui s-a schimbat, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă strălucitoare. Și iată, doi bărbați vorbeau cu el. Aceștia erau Moise și Ilie, care, apărând în glorie, vorbeau despre plecarea lui, ce avea să se împlinească în Ierusalim. Iar Petru și cei care erau cu el erau toropiți de somn. Când s-au trezit, au văzut gloria lui și pe cei doi bărbați care stăteau de vorbă cu el. Când aceștia s-au îndepărtat de el, Petru i-a spus lui Iisus: Învățătorule,
e bine că suntem aici, să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie, neștiind de fapt ce zice. Pe când spunea acestea, a apărut un nor și a învăluit în umbră, iar ei s-au înspăimântat când au intrat în nor. Atunci a fost o voce din nor spunând, acesta este fiul meu cel ales, ascultați de el. Îndată ce a încetat vocea, Iisus se afla singur, iar ei au tăcut și nu au spus nimănui în zilele acelea ce au văzut. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Lăudați să fie Iisus și Maria! Am primit încuvințarea să vin mai la umbră de la Părintele Paroh, căruia îi mulțumesc și de invitație. Dragi confrați în preoție, iubiți credincioși, ne aflăm astăzi, așa cum s-a spus deja la începutul Sfintei Liturghii, pe taborul localității dumneavoastră, pe muntele Tabor, adică aici, pe muntele Bisericii, unde Iisus Hristos, peste câteva minute, va face același miracol pe care l-a făcut înaintea celor 3 apostoli. Se va schimba la față. Fericită această comunitate care are ca și patron chiar dumnezeirea lui Hristos. Cunoaștem cu toții diferite localități sau comunități, au diversi sfinți ca și patroni. Dar dumneavoastră, cei din Văleni, aveți onoarea aceasta de a-L avea chiar pe Iisus Hristos schimbat la față, ca și patron. Ce se poate mai mult? De altfel, iubiți credincioși, încă din primele secole, atât în apus cât și în răsărit, creștinii l-au adorat pe Iisus Hristos schimbat la față. Este un eveniment important în toată istoria mântuirii, pentru că Iisus vrea să le spună celor drei, dar ne spune și nouă astăzi că El, Iisus, nu este un simplu om, ci înainte de toate este Dumnezeu. De fapt, dacă ne gândim bine, termenul de schimbare la față nu este cel mai potrivit, pentru că Iisus Hristos nu se schimbă, El este Dumnezeu, nu este schimbător ca oamenii. De aceea, trebuie să înțelegem bine cu toată încărcătura, cu toată bogăția teologică acest eveniment. Așa cum spunea a doua lectură, nu este un bas, nu este un vis, nu este o ficțiune, nu este o fantasmagorie inventată de unul sau de celălalt. Spune Sfântul Petru, este realitate. Și tocmai pentru că este realitate, îl sărbătorim astăzi pe Iisus Hristos ca și Dumnezeu adevărat. Bineînțeles, și om adevărat. Dar nu doar noi, spuneam mai înainte că și în răsărit această sărbătoare este foarte mare. La frații noștri ortodoxi, de altfel, există o școală de iconografie, de creat icoane în Rusia, unde, după ce ai făcut câțiva ani de practică, trebuie să dai un examen, ca la orice școală. Și n-ai cum să nu știi subiectul, pentru că din totdeauna în acea școală, subiectul, tema examenului este tocmai aceasta. Să-L pictezi pe Iisus Hristos schimbat la față. Vă dați seama până unde ajunge importanța acestei sărbători? Să devină temă pentru fiecare pictor care studiază la acea școală. De altfel, iubiți credincioși, aceasta este și datoria noastră a ucenicilor care venim la școala de pictură de pe acest munte Tabor. Și nu doar din această localitate, din toți munții Tabor de pe fața pământului. Pentru că ce suntem noi, de fapt, dacă nu pictori ai lui Iisus Hristos. Vă spuneam că această sărbătoare este importantă și cu o bogată încărcătură spirituală, pentru că, iubiți credincioși, nu se vorbește astăzi la această sărbătoare doar despre o mască, așa cum suntem noi obișnuiți. De altfel, probabil nu știți cu toții, dar marele scriitor Shakespeare are o operă, se numește opera Cum vă place, unde spune clar, întreaga lume este o scenă unde noi, bărbații și femeile acestei lumi,
intrăm o dată când ne naștem și părăsim această scenă atunci când murim. Dar este prea puțin, iubiți credincioși, să vedem lumea ca pe o scenă. Lumea nu este doar o scenă, pentru că vai nouă dacă ne comportăm în această lume și dacă trăim, așa cum spune Shakespeare, cu o mască pe față. De fapt, haideți să recunoaștem. Avem cu toții mai multe măști și ne place să mergem la carnaval, la bal de măști și așa mai departe. Cât de mult ne place. De altfel, haideți să conștientizăm faptul că fiecare dintre noi are acolo un dulăpior în viața sa plin cu măști. Și în funcție de context, în funcție de situație, de locul unde trebuie să meargă, își pune sau își ia o anumită mască de pe față. Oare nu este așa? Și nu mă refer numai la politicieni, la actori, la cântărești și așa mai departe. Mă refer la acea mască, din păcate, spirituală pe care și noi creștini autentici ne așezăm pe față. De exemplu, atunci când venim la biserică, atunci când mergem în familie sau la bar și așa mai departe. Oare nu este adevărat? Ori, sărbătoarea de astăzi este foarte clară. Iisus Hristos nu și-a așezat o mască. Iisus Hristos și-a arătat întreaga splendoare dumnezeiască. O firimitură din dumnezeirea sa a arătat-o celor trei apostoli și ne arată și nouă astăzi. Ce frumos este atunci când vezi niște oameni senini, transparenți. Când vezi niște oameni frumoși, cu ochi cerești și spui, ce om frumos, se vede că are un suflet bun. Dar atunci când vezi pe cineva rău intenționat și îl privești în ochi, simți că ceva nu merge bine în viața sa. Iată, la asta ne invită sărbătoarea de astăzi. Să lăsăm deoparte toate măștile, eventual să mergem acasă, să codrobăim prin casa vieții noastre și să aruncăm toate măștile și să dăm foc acelui dulap în care păstrăm măștile și să devenim creștini autentici, transparenți. Să fim asemenea lui Hristos, buni. Nu doar asemenea celor trei, pentru că am auzit Sfântul Petru, neștiind ceea ce zice, afirmă, Doamne, ce bine ne simțim aici, haide să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moiseu și una pentru Ilie. A uitat săracul Sfântul Petru că nu a murit, era încă în viață. Ca să ajungi în glorie, înainte de toate, iubiți credincioși, trebuie să mori. Nu există niciun sfânt în viață. Ați auzit vreodată de un sfânt declarat ca atare și să trăiască? Nu. Prima condiție să fii sfânt, adică să ajungi în glorie, este să mori pentru acest pământ. Este simplu, așa cum voia Petru, să mergi, să stai toată veșnicia pe muntele Tabor, să-L admiri, să-L adori pe Iisus Hristos. Dar nu. Coroana, victoria vine după luptă, iubiți credincioși. Tocmai de aceea Iisus le spune, calm, calm, calm. Mergeți, coborâți de pe acest munte, deocamdată este secret ce ați văzut, dar trebuie, înainte de toate, să duceți vestea cea bună la toate popoarele, să vă bateți cu forțele răului și apoi, luptându-vă, datorită harului meu, să învingeți. Și abia după aceea veți primi coroana gloriei. Și chiar așa este. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu pentru a fi biruitori în luptele noastre. Și cea mai grea luptă, știți care este? Nu este una din antichitate sau una, știu eu, pe care a purtat-o Napoleon sau alții. Cea mai grea luptă este cu tine însuți. Din punct de vedere creștin, aceasta este lupta cea mai importantă pentru orice om. Să te lupți cu tine însuți, cu viciile tale, cu problemele tale, cu durerile tale, cu păcatele tale, cu slăbiciunile pe care le ai. Aceasta este cea mai grea luptă. Însă noi, de obicei, ce facem? Ne sustragem, suntem șmecheri, vicleni, aș putea zice. Pentru a nu ne lupta cu noi înșine, atunci începem să ne băgăm în viața altora, să ne luptăm cu alții. Dar nu. Înainte de toate, trebuie să ne luăm pe noi înșine în seamă. Și apoi, eventual, bineînțeles, să-i ajutăm cât putem și pe ceilalți. Dar lupta cea mai mare, repet, este cea pe care tu o duci contra răului, sâmburelui răului din inima ta. Pentru că chiar dacă uneori ne credem foarte buni, să nu uităm că o sămânță, o anumită doză de rău există în fiecare inimă. Ei bine, tocmai asta trebuie să facem și nu doar azi, de hram, în fiecare clip a vieții noastre, să înlăturăm
ceața de pe ochi și petele negre de pe suflet și să devenim strălucitori asemenea lui Iisus Hristos. O să spuneți că nu se poate? Ba da, se poate și Sfinții ne arată acest lucru. Sau străbunii, bunicii noștri, care au murit împăcați cu ei înșiși și cu Dumnezeu, cu aproapele, ne arată că se poate. Mi-aduc aminte acum vreo 15 ani, când eram vicar la Catedrala din Iași, am fost chemat într-o duminică, în jur de ora 3 era, am fost chemat la telefon de un băiat și mi-a spus: părinte, veniți repede, că mama nu e prea bine. Cu două zile înainte fusese vinerea întâi. Fusesem să o vizitez, am împărtășit-o. O femeie care de mai bine de 10 ani stătea la pat și din cauza durerilor avea ochii cu solzi. Nu mai știu cum se numea boala, dar nu avea o privire clară deloc. Și am zis: dragul meu, eu am liturghie la ora 4, celebram liturghia tinerilor pe atunci. Hai să lăsăm după liturghie, merg cu calm, pentru că acum dacă întârzi la slujbă sau știu eu, zice: părinte, acum să veniți. Și bineînțeles că am mers imediat la acea familie, am reîmpărtășit-o, am vorbit atât cât putea să vorbească. Am discutat deci cu această doamnă și în momentul în care îi făceam semnul crucii pe frunte, și-a dat sufletul. Băiatul și sora lui, de asemenea soțul acestei doamne, când și-au dat seama că de fapt doamna murise în mâinile mele, au început cu toții să plângă. Bineînțeles că și eu am tresărit, nu știam ce să fac, m-am cam speriat, dar am rămas pe pat, lângă această doamnă. În clipa următoare, după ce și-a dat ultimul respir, m-am uitat în ochii ei, la fața ei. Efectiv, zâmbea, iar ochii deveniseră clari. Și am spus soțului, care se îndepărtase, ca și copii, zic: domnul, veniți puțin până aici. Uitați-vă puțin la soția dumneavoastră, uitați-vă la ochii ei, uitați-vă la fața ei. La care soțul și-a șters lacrimile de durere și-a izbucnit într-un alt plâns, de data aceasta de fericire, spunând: părinte, eu n-am văzut-o atât de frumoasă pe soția mea niciodată. Un mort frumos cu ochii vii, spune poetul. Tocmai de aceea spun, iubiți credincioși, că se poate să lucrăm la schimbarea noastră la față, care, atenție, nu este, cum spuneam înainte, o schimbare de fațadă, un farizeism, un bal de măști și așa mai departe. Este o schimbare profundă. Schimbarea aceasta înseamnă, în puține cuvinte, să treci de la o inimă de piatră la o inimă de carne. Să devii, de fapt, ceea ce ești. Acum aproape 100 de ani, dieceza de Iași era condusă de un episcop, se numește Mihai Robu, deloc din Săbăoani, lângă Roman. La un moment dat, parohul de atunci, din Săbăoani, îi trimite o scrisoare episcopului și îi zice, în scrisoare: preasfințite, am aici în comunitatea din Săbăoani o problemă. Toată lumea mă admiră, eu mă împac cu toți, mă iubește lumea, eu o iubesc ca pe ochii din cap, dar este un om care face numai rele, și în public, și pe față, și în timpul slujbe, deranjează și așa mai departe. Drept răspuns, episcopul Mihai Robu îi răspunde acestui preot, care l-a informat pe episcopul Mihai Robu că acest om se numește, culmea, Robu Mihai, exact ca episcopul. Avea numele episcopului. Și episcopul îi trimite scrisoare parohului și îi spune: să-i zici în numele meu acelui om din Săbăoani că are două variante. Ori își schimbă comportamentul, ori își schimbă numele, că nu este vrednic să-mi poarte numele. Iubiți credincioși, noi suntem creștini. Creștin vine de la Hristos. Vă pun o întrebare nu doar retorică. Suntem noi demni de acest nume? Cu siguranță, dacă suntem aici, nu vrem să ne schimbăm numele. Adică vrem să rămânem creștini. Atunci rămâne varianta cealaltă. Trebuie să ne schimbăm comportamentul. Și cum se poate schimba această față a noastră dacă nu, așa cum spunea noul episcop de Iași, Iosif, prin slujire? Pe data de 6 august, la sfârșitul slujbei de consacrare, episcopul Iosif de Iași
spunea că eu doresc un singur lucru. Slujirea. Chiar așa a pronunțat, aproape a silabisit. Pentru a ne face să înțelegem că nu există schimbare la față fără slujire. O slujire, atenție, care nu vine din interes. Care nu vine din alte lucruri decât din iubire. Pentru că mai sunt cazuri când creștinii slujesc din slugărnicie sau lingușală. Nu. Slujirea e una, lingușala, slugărnicia e alta. Să nu le încurcăm. Pentru că dacă noi picăm în acest păcat al slugărniciei, atunci nu facem altceva decât ne atașăm o mască. Iar schimbarea la față, sărbătoarea de astăzi, este nulă pentru noi. De aceea o să închei cu această invitație făcută mie însumi, dar făcută fiecăruia dintre dumneavoastră. Haideți, iubiți credincioși, să lăsăm deoparte măștile, să ne arătăm adevărata față de creștini autentici și să nu uităm niciodată că numai adorându-L pe Hristos schimbat la față, vom reuși să-I călcăm pe urme. Lăudați să fie Iisus Hristos! Și acum ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Creator Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, dar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, care strigni pentru noi cu fondul fiilor, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scriptură și s-a suit la cer, și-a de-a dreapta Tatălui, și iarăși a venit cu mărire, să-i judece cu cei de pe morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dădător, care de la Tatăl și de la Fiul cu Cerul, care împreună cu Tatăl și cu Fiul, este adorat și preamărit. Și-a venit dintr-una, cred într-una, Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică, mărturisesc un botez, spre iertare păcate, aștept învierea morților, și viață și va primi. Frăților prea iubiți, pentru a-i pregăti pe ucenici să înfrunte cu tărie toate greutățile și suferințele pe care aveau să le întâmpine în urmarea Lui, Iisus le-a arătat pentru câteva clipe strălucirea Sa dumnezeiască. Să rugăm pe Fiul lui Dumnezeu să întărească noi lumina credinței, prin care, dincolo de vărul celor materiale, să vedem frumusețea Sa, izvor de nespusă fericire. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul preiubit al Tatălui, fă ca în viața bisericii să strălucească frumusețea chipului Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne să vedem și să prețuim în frații noștri măreția Harului Sfințitor. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca prin artă și tehnică să fie recunoscută și preamărită înțelepciunea lui Dumnezeu. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-i pe oamenii de știință, pentru ca de la cunoașterea lucrurilor create să ajungă la cunoașterea Creatorului. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește-i cu speranța răsplății veșnice
pe cei aflați în suferință. Te rugăm, ascultă-ne! Alină-i pe muribunzi cu bucuria, că în curând vor fi primiți în lumina împărăției tale veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne și nouă fericirea de a vedea strălucirea ta dumnezeiască. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, Părinte Ceresc, Tu ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul Tău prea iubit. Întărește credința în inimile noastre, pentru ca, lăsându-ne călăuziți de ea, să ajungem în strălucirea împărăției Tale, prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Spre lauda și mărirea Lui Său, spre folosul nostru. Te rugăm, Doamne, să sfințești aceste daruri prin glorioasa schimbare la față a Fiului Tău unul născut, iar pe noi să ne curăți de prihana păcatului cu strălucirea măririi sale, prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, că Cel și-a arătat strălucirea pe muntele sfânt în fața martorilor aleși de mai înainte, în ziua în care trupul Său, asemănător cu al nostru, a fost înveșmântat într-o lumină strălucitoare. Astfel, a pregătit inimile ucenicilor Săi pentru a suporta scandalul crucii și a făcut să se întrevadă în trupul Său lumina de care va străluci biserica, trupul Său mistic. De aceea, cu îngerii din cer, te preamărim și noi, cei de pe pământ, cântându-ți fără încetare imnul de laudă. Domnul Dumnezeu, oștirilor cerului, pline sunt cerurile și pământurile mărire, Hosana în largul cerului, pline este cuvântat cel care vine în numele Lui, Hosana în largul Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura,
căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, de la cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul Meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui Meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea Mea. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni.
pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de acururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Domnul Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea!
Iată mielul lui Dumnezeu. Iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul. Domnul Hristos, să mă păzească. Să ne păzească pe toți pentru viața cea veșnică.
hrana cerească pe care am primit-o să ne transforme, Doamne, în chipul aceluia a cărui slavă ai voit să ne-o dezvălui în glorioasa lui schimbare la față. El care vețuiește și domnește în vecii vecilor. Și acum ne vom ruga, după intenția Sfântului Părinte Papa, pentru dobândirea indulgenței cu ocazia hramului, Îngerul Domnului, după care aduți aminte. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era în început, acum și vecii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era în început, acum și vecii. Înger al lui Dumnezeu, care ești păzitorule, luminează-mă astăzi, păzește-mă, povățuiește-mă, ocărmuiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Adu-ți aminte, o prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea ta, însuflețit de o astfel de încredere, alerg la tine, o Maica Fecioară a Fecioarei, la tine vin și stau gemând înaintea ta ca un păcătos. Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă și ascultă-mă. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria. Vă rog, mă luați un pic un loc jos, cei care au posibilitatea să stea jos. Vreau să mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru această zi minunată pe care ne-a dăruit-o, în care sărbătorim hramul nostru, schimbarea lui Iisus la față. Vreau să mulțumesc Părintelui Decan Demeter Iosif, Decan de Trăian, paroc la Cleja cu hram Sfântul Francisc. Vreau să mulțumesc Vicelui Decan Gheorghe Luca Adrian, în comunitatea din Vișghir, cu hramul Sfânta Fecioară Maria Îndurerată. Vreau să mulțumesc Părintelui Doboș Fabian, care acum 2 ani în urmă, dacă vă mai aduceți aminte, m-a instalat aici, în comunitatea dumneavoastră, ca paroc. Și anul acesta l-am provocat pentru a ne da un cuvânt de învățătură. Și să reținem un lucru foarte important. Să renunțăm
la măștile pe care le avem în dulacul sufletului nostru și să fim adevărați creștini. Ne mulțumim Părintelui și în același timp îl invităm și cu altă ocazie să fie în mijlocul nostru. Mulțumesc de asemenea preoților care sunt în altar, că și-au făcut timp pentru a veni la această sărbătoare a noastră. Mulțumesc corului care s-a pregătit, mulțumesc și domnișoare Denisa Dămo, care a avut curajul de a conduce această sfântă liturghie, este debut. Dacă s-a mai greșit pe aici pe acolo, să fim îngânduitor cu ea. La anul o să fie și mai bine și mult curaj. Tineretul vreau ca să-l promovăm, să se apropie mai mult prin cântare de Domnul. Mulțumesc tuturor acelor persoane care, într-un mod sau altul, s-au implicat pentru că această sărbătoare a noastră să fie frumoasă. Sper să nu uit pe nimeni, dacă am uitat, îmi cer scuze pentru tot. Să nu uit, domnul primar Sonny Roșu, care este în mijlocul nostru, care la invitația mea a binevoit să participe la această sărbătoare frumoasă. După cum știți, după cum era un obicei vechi aici în Vălen, după ce tot omul venea la sărbătoare, la Sfânta Liturghie, după ce se hrănea cu trupul și sângele Domnului, după ce se întorcea acasă pentru a se hrăni trupește, de seară la orele 7:30 este joc și voie bună. De aceea, din partea Consiliului Parochiei s-a luat această inițiativă de a face sărbătoarea mai frumoasă aici în comunitatea noastră. De aceea vă invit, după ce vă puneți burțele la care, după ce veți ciocni un pahar de vin, să faceți și puțină mișcare prin dans. Dar am o rugăminte să dăm dovadă de creștini. De seară va fi un examen. Pentru că, așa cum am fost la Sfânta Liturghie, atenți, ne-am rugat lui Dumnezeu și de seară să fim atenți cu cel de lângă noi. Dacă cineva a servit un pic mai mult, să nu facă panorama, ci dimpotrivă să se dea deoparte. Mulțumesc tuturor și vă doresc o sărbătoare binecuvântată de Domnul. Și ca să nu uit, după cum ați observat, la biserică am pus geamul termopane, am mai pus una alta. Acum am o nouă rugăminte la dumneavoastră. Doi feciori de biserică vor sta la ieșirea din curtea parohiei, din curtea bisericii, cu coșul, pentru a face o nouă inițiativă, și anume de a face trotuarele din jurul bisericii. Fiecare care dorește să contribuie la această nouă operă, această nouă lucrare pentru Casa Domnului și poate să o facă din toată inima, noi vă mulțumim anticipat pentru efortul depus. Așadar, o sărbătoare frumoasă și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi toți. Programul Sfintei Liturghii din această săptămână va fi în felul următor. Luni, Sfânta Liturghie va fi a doua zi de Hram la orele 11. Marți, Sfânta Liturghie va fi după amiază la orele 19. Mercuri, Sfânta Liturghie va fi dimineața la ora 7. Joi, sărbătoarea de porunc, adormirea Maicii Domnului. Prima Sfântă Liturghie la ora 9, iar a doua Sfântă Liturghie la orele 11. Să nu uitați că în comunitatea noastră vecină, comunitatea din Orcești, sărbătorește hramul comunităților cu adormirea Maicii Domnului. Deci liturghia de hram de la această comunitate este la ora 11. Vineri, Sfânta Liturghie va fi după amiază la orele 19, iar sâmbătă, la orele 7 dimineață. Nu uitați că joi, în comunitatea noastră, vor fi două sfinte liturghie la ora 9 și la ora 11, la 16 după amiază. Duminica viitoare, programul cel obișnuit, prima sfântă liturghie la ora 11, iar a doua sfântă liturghie la orele 16 după amiază. Lăudați să fie Iisus și Maria! Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin.
liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.